Trecem la ordinea de zi la ședința de astăzi și avem următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor romi de etnie romă din Comuna Coțofănești pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului venituri și cheltuieli pentru anul 2018 pentru sursa C, credite interne. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tarifului la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea suprafeței de 183 metri pătrați, ce aparțin proprietarului Jinga Neion, sat Bâlca, situați în T29, parcela 264/96, ocupați de zona de protecție a puțurilor de forare F3. Și punctul 7. Probleme diverse. Dacă la ordinea de zi actuală mai sunt și alte propuneri. Dacă nu sunt, supunem la acord, la vot, cine este de acord? Împotriva, abțineri? Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2019. Aveți cuvântul, doamne. Antoș și Gabriela Dina, vă prezint referatul privind impozitele și taxele locale pentru anul 2019. Începând cu 2019, conform legii 227 din codul fiscal, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, conform articolului 499, liniatul 1 și 2, oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie, de către consiliile locale. Ținând cont de acest aliniat, noi în 2018 am luat o hotărâre și am indexat conform codului fiscal, deci în 23 aprilie 2018, indexarea cu 1,34% a impozitelor pentru anul 2000, a ratei inflației pentru anul 2019. Întrucât site-urile precizate anterior nu s-au publicat încă rata inflației, deci noi putem spune că taxele și impozitele locale nu se majorează pentru anul 2019, doar cu mici modificări taxe locale. În principiu vom merge pe aceleași impozite la clădiri, persoane juridice cu același quantum, la persoane juridice la fel, 1% o să menționăm aceeași impozit, la terenuri același impozit conform codului fiscal, la autoturisme la fel, doar cu mici modificări. Am propus pentru PSI de la 8 lei o creștere până la 10 lei, am în vedere că în celelalte comune am luat o analiză și avem cele mai mici taxe, pe lângă faptul că dumneavoastră, Consiliul Local, nu ați majorat nimic. Aveți dreptul să majorați cu 50% la impozite. Nu am avut nicio majorare. La iluminat public de la 10 la 20 de lei și am mai introdus ceva taxe micuțe pentru înscriere de căruțe, ceea ce mi s-a impus prin Curtea de Conturi referitor la ceilalți colegi care au avut controle și s-au impus la căruțe doar înscrierea cu o mică taxă, la căruțe, la mopede și la tractor. Propun pentru anul viitor, deci taxa PSI de la 8 lei la 10 lei, pentru iluna public de la 10 la 20 de lei, la taxa la vehicul lente, dintre care tracțiune animală, 30 de lei să fie, a fost înainte, a fost coasă și apoi propun să o introducem iar, pentru Curtea de Conturi ne impune să fie prinsă, la motoscutere 50, la tractor 100 de lei și la buldozer 100 de lei. Doar numai înscrierea. Atât. Prima dată când se înscrie. Având în vedere cele precizate anterior, precum și conjunctura economică actuală, respectiv necesitatea menținerii veniturilor bugetului local, propun adoptarea structurii pe care o prezint la nivelul cotelor și impozitelor taxelor locale pe care va fi prezentată. Acum, dacă doriți să vă prezint în integritate, este foarte mare.
Da, deci, repet, menținem aceleași impozite. Mergeți până acolo unde sunt modificări și doar atât. Da, la modificări, așa cum am spus, le-am prezentat. La PSI, da? De la 8 lei la 10 lei, la Ilumina Public tractoare, la 10 la 20 și puțin la, la căruțe și la tractoare, da. Dar foarte puțin numai la prima înscriere. Da. Acum eu am să intervin dacă îmi dați voie, domnule președinte, și o să vă spun următorul lucru. Nu vreau să mergem în comparație cu celelalte consilii locale, cu celelalte primării. Dacă vreți, faceți o fără nicio problemă. Pentru că vă spun că avem cele mai mici taxe și impozite locale. Și chiar la ăsta la care unii suportă modificări, deci n-am mărit niciun impozit, decât cele pe care le-a specificat doamna referent. Am venit și aici o să vin și cu motivația necesară sau știu, clarificatoare, ca să vă spun de ce. Deci la Ilumina Publică, acolo probabil să vă apăruți. De la 10 lei la 20 de lei. Vă spun că orice consiliu local are la 25 de lei în sus. Și am să vă explic de ce. Acum, de ce am venit noi? Un bec de calitate, ca să-l pui, costă 45, între cel mai ieftin 45 de lei, 60 de lei. Nu-l punem în fiecare an la fiecare, dar oricum într-un an de zile, noi schimbăm când, domnul vice, cât a schimbat acum? În două țări am schimbat. În primăvară și toamnă. Am schimbat acum, numai acum, în toamnă. Am schimbat o dată 30 și o dată 58. Deci, 100. O medie de 100. Faceți calcul la 100. Sunt și proastă. În schimb, în primăvară, vreo 50. Da. Deci, depășim 100 cum vreți. Da. Deci, faceți un calcul, înmulțiți numai 100 cu 450.000 o lampă. Și o să vedeți la ce sumă ajungeți. Creierul 4500. E vorba de 450 de milioane, nu? Da? 45 de milioane. 45 de milioane, scuzați, 45 de milioane. Bun. Problema e următoarea, s-a scumpit și energia electrică. Deci, și de aici când pleacă energia și combustibil. Deci când pleacă e reacție în lanț. Când se scumpește combustibilul și energia electrică, prețurile o iau în lanț. Și acum vin și fac o mică paranteză sau dacă vreți o divagație și, plec, și vă spun de licitația de la asfaltul de la Tămășoaia. Am scos de două ori pe SICAP, pe SEAP, cum știți dumneavoastră mai bine, pe Sistemul Electronic de Achiziții, lucrarea de asfaltare de la, din satul Tămășoaia, unde sunt aproape 3 km, nu e 1 km, nu e 500 de metri. E lucrare mare. Și vreau să spun că de două ori a stat pe ultima dată, pe 22 noiembrie, a fost anunțul de a depune, cei care doresc să depună ofertele. Și n-a venit nimeni în două reprize. Și am să vă spun și de ce. Pentru că prețurile, când am făcut noi calculele la asfalt, erau unele prețurile la materiale, la asfalt, la piatră, la ce vreți, la motorină și mă. Dar nu vrea mai puțin, da? Bun, acum prețurile au luat-o la deal. Luând-o la deal, ăștia care vin la ofertă și-au făcut un calcul. Și-au zis, dom'le, stai un pic că mă duc la vale dacă mă duc la aia. În loc să câștig un leu, va trebui să pierd 2 lei de acolo. Sau nu câștig chiar nimic. Adică să mă aflu în treabă, adică să muncesc degeaba, mai degrabă stau degeaba. Și vreau să vă zic că suntem în situația în care la asfaltul de la Tămășoaia nu avem nimeni la licitație. În două reprize de anunț. Acum, noi va trebui să mergem înapoi la proiectant, să adaptăm prețurile, să le actualizăm la prețurile pieții de astăzi. Și am făcut noi un calcul și nu credeți că e de aici de acolo, e aproape vreo 2 miliarde. Deci, adaptând prețurile, se duce aia. Și din cauza asta, explicația a fost că nu a venit. Alte ori, la o licitație de asta, aveam câte 7, 8, 9. Mi-au și depunea oferta. Acum n-a venit unul, efectiv n-a venit unul. Și trebuie să vă spun și cu acest bani. Nu credeți că nu o să ne îmbogățim noi acum cu 100 de lei care dau. Sau mai mai e o altă chestiune. Uitați, primăria, e bine să ne uităm și prin jur. Nu neapărat să copiem ce fac cei din jur. Sau, știu, dacă e ceva bun, e bine să copiem. La Bucium, uite și puteți lua legătură. La Bucium spune așa, domnule, noi plătim energia, adică Consiliul Local, plătim energia care știți că v-am spus costă vreo 800 și ceva de milioane pe an, aproape un miliard, și am omul care strică becul și schimbă. Cu meseria și cu aia. Nu vă ascund că am avut și un eveniment nefericit cu băiatul care s-a urcat pe stâlp, cu oglan. Și Dumnezeu a vrut, numai Dumnezeu a vrut să nu aveam un eveniment catastrofal și să dăm cu subsemnații pe la unde trebuie. Acum, avem mentenanță, a trebuit vrând-nevrând, am trebuit să închem serviciul de mentenanță, avem și serviciul de mentenanță cu cei care schimbă becurile și prepară becurile sau, știu, traseul de iluminat public. De asta vă spun că nu sunt adeptul a umbla la buzunarul omului, pentru că cel mai, cum se spune, cel mai neplăcut lucru e să mărești taxele și impozitele.
e greu, dar am explicat de ce. Acum, eu o să respect punctul dumneavoastră de vedere fără nicio problemă. Votul va fi suveran. Nu se pune la vot cine vrea cu prețul ăsta. Da, cine nu, se abține, votează împotrivă, e dreptul dumneavoastră constituțional și legal. Despre asta a fost vorba. Ați văzut că la pompieri acolo, la ISU, de la 8 lei la 1 leu, la 2 lei, acolo mai facem. Când ar rog un incendiu, mai dăm și noi ajutoare de urgență. De 20 de milioane, 30 de milioane. Și acum avem impresia că l-aveam la Sascut. Și acum a făcut la Sascut. Nu cred că ne va ronda pe noi la Sascut. Nu cred că vor avea puterea aia să preia atâtea. Probabil că cei din jur de acolo, probabil că o să fie Parava, Urbeniu, nu știu. Mai aproape ad judul. Dar e mai aproape ad judul și ăștia sunt profesioniști. Adică oricât am vrea noi să zicem profesioniști, fac lucrul ăsta de atâta timp. Nu, eu zic după mine că e bine să stăm aici unde suntem. Iar taxele alea la mopede, la căruțe, deci automat toate prețurile au plecat. Plecând, am luat. Da, am luat la casă pentru faptul că noi nu investim nimic la casă. Dar numerele le cumpărăm, becurile le cumpărăm, energia o plătim și din cocean. Aici sunt câteva modificări. Am spus încă o dată cu mențiunea că nu sunteți obligați să votați cu propunerea pe care o avem. Vreți ce să vă spun? Vă spun că și așa cu taxele și impozitele nu avem o problemă. Și avem o problemă. Asta e problemă generală și națională. Avem datornici și avem nu din cei de care o să spuneți că păi nu plătesc romii sau nu plătesc aia, nu plătesc oamenii gospodari. Avem destule probleme, l-am încasat și ne rugăm aproape că facem și mătănii ca să ne dea acești bani. O să fie, vedeți și acolo unde nu sunt de acord și vă spun unde nu sunt de acord cu mărirea, dar aici la taxe și impozite am zis că e de bun simț ce am pus noi. 2 lei la aia, la mopede, nu știu cât, 10 lei la ilumina publică, asta e mai consistentă, să zicem așa. Închipuiți-vă la 1000 și ceva de poziții de rol, mulțit cu 2 lei, vine 200 de milioane în bani vechi. Mare... Dar n-ai 200 de milioane. Da, la 1000 de poziții și da. La 1000 de poziții, cu noua clasă, cu 2 lei. Cu 20 de lei, am zis. Da, 20 de lei. Deci vine din consum și din mentenanță, vine cam 5% din ceea ce consumăm noi. Dacă luăm costul de energie, costul materialelor și costul mentenanței. Zero, acoperim 5%. Deci restul 95% e de la bugetul Consiliului Local. Bugetul primului. La discuții pe această temă, cine sunt scrie? Eu aș vrea să mai sugerez încă o dată a se ilumina acea intersecție, a treia, a patra oară, intersecția drumul Gării, intrarea în satul Boșani și intersectarea cu DN11. Nu este mare greu, o lampă acolo, este un drum, eu spun, mai ales că este și denivelarea acolo, diferența aia de nivel, se mai poate ascunde câte un rău voitor și să dea în cap unui trecător. Lumina e necesară și... probabil mai țin și răufăcătorii mai liniștiți dacă este lumină. Dar cred că este o intersecție importantă care trebuie iluminată. Din multe și din punct de vedere al circulației rutiere. Am luat spun că în planurile noastre de viitor există chestiunea, adică și eu țin foarte mult la asta, să iluminăm de la gară și până la DN11A. Drumul care vine de spre Borșan. Da, trebuie. Așa, da, trebuie. Nu, că nu o să punem la fiecare stâlp, o să mă stau de da, și nu. Problema e că mai mult e traseu. Te spui stâlpi, te spui firul și așa mai departe. Acum, lămpile și cu lămpile. Dar este în atenția noastră. Acum este lumina publică acolo. În gară. Nu în gară. Nu. În intersecție. Aici la... Până acum n-a fost. Până n-a fost. N-a fost până acum un an de zile. Până a creat rețeaua particular. Am pus și pe după grădini, probabil că de aia, și după grădini, pusă până la șosea. Da, până la da, la cineva? Dacă e să pui vreo două becuri. Una e suficient. La vozoi, la poartă, unul și unul în colț. Ca să fie și la stradă, cum are. E acolo, la stradă, să bată pe drumul Gării, asta ziceam eu, nu? Da. Domnul Voicu? Da, vreau să spun. Am ascultat și... a spus doamna Antohi, m-a scăzut și pe domnul primar.
mi se pare normal să nu facem o comparație între noi și comunele învecinate. Până la coadă, fiecare suntem pe treaba noastră. Având în vedere că, vis-a-vis de urmatul ăsta public, în sat chiar au fost și sunt discuții că pe ulița nu știu care nu am lumină, deși eu plătesc taxe și impozite la fel ca toți cetățenii. Că la mine becul nu a ars, deși eu plătesc taxe și impozite ca toți cetățenii, nu mi se pare oportun să creștem prețul la iluminatul public. Cum de altfel nu mi se pare oportun să creștem prețul nici la PSI. Dacă ar fi să punem într-o balanță faptul că sunt consilier local și pot să dau dreptate și doamnei Antoi și domnului primar, și să punem pe partea cealaltă a balanței faptul că chiar și aici, în expunerea din motive, doamna Antochi a spus că sunt mulți cetățenii comunii care trăiesc într-o pensie minimă de 640 de lei, dacă ar fi să adăugăm și faptul că energia s-a scumpit și cetățenii, toți cetățenii au suferit deja un impact, un prim impact prin scumpirea energiei, un al doilea impact prin scumpirea alimentelor și a tot ceea ce ține de resursa energetică, să mai venim și noi acum cu dublarea taxei de public, nu mi se pare oportun. Oamenii nu au trimis aici să le creștem taxe și impozite. Eu aș vrea să găsim soluții de finanțare din alte surse. Eu știu, să înființăm niște asociații pe lângă OAT-ul Coțofănești, să atragem investitori, să adunăm bani din altă parte, nu de la cetățeni. Populația comunei Coțofănești este îmbătrânită. Vedem că numărăm tinerii pe degete. Nimeni nu vrea să mai vină să locuiască în Coțofănești. Mă refer la tineret. Majoritatea de-abia așteaptă să plece la oraș, eu știu, să ducă, pentru să ne înțeles lipsa lucrurilor de muncă din zona asta. Greutățile. Haideți să renunțăm la creșterea taxei PSI și la dublarea taxei de iluminat. Nu am nimic de comentat la taxele de înmatriculare a vehiculelor, a tractoarelor, a căruților. Ba chiar acolo la căruțe aș vrea să punem accent pe lucrul ăsta, pentru că eu bănuiesc, nu o să spun că sunt sigur, bănuiesc că sunt foarte mulți cetățeni care au căruții și nu le au înmatriculate la primărie. Acolo nu am nimic de comentat. Dar eu propun să lăsăm iluminatul public așa, să lăsăm taxa PSI așa. Atât am avut de spus. Altcineva? Aici vreau să mă întreb și eu, exact, legat de chestia asta, taxa asta la PSI. Ce s-a făcut până în momentul de față? Ce îmbunătățiri s-a adus pentru plata sumei a fiecărui cetățean? De câte 8 lei. Sumă care era plătibilă în trecut. Da. Bună întrebare. Mi-e bine de răspuns. Da. O să revin la ceea ce spunea domnul Voica, încă o dată vă respect punctul de vedere, n-am nicio problemă. Vreau să spun că la iluminatul public n-ai de unde să aduci bani, nici bani europeni, nici bani de nu știu unde, n-ai de unde să aduci că îți plătești iluminatul public. Banii de investiții vin pe investiții, vin pe obiective mari, vin de la Uniunea Europeană, vin de la fondurile guvernamentale, vin, știu eu, din alte fonduri, Banca Mondială, post mediu și așa mai departe, le înșiruiesc pe toate. Ați zis foarte bine că impactul. Impactul este asupra oamenilor, pentru că ați văzut, dacă ați văzut acum mai nou rău platnicii la energie electrică, la plate consumului de energie electrică, li se ia banii pe 3 luni de zile înainte, și dacă ați văzut, rămâne ca un fel de fond de rulment și dacă nu plătești, ai pierdut și banii aia și te-și debranșează. Deci, dacă faceți un calcul la 20 de lei pe an, e adevărat că fiecare leu contează. Eu nu e lucrul ăsta de parte de mine. Mai ales pentru o bătrână ăștia măriți de capul lor și în condițiile în care lemnele sunt așa de scumpe și viața de zi cu zi, de ce să nu zicem. Dar dacă luăm așa la 365 de zile și împarți la 200 de, la 20 de lei... Sunt 12 lei care-i mărire atât. Nu, dar vorbim în general, luăm toată taxa de 20 de lei să vedeți că nu o să vină decât, nu știu, n-am văzut, 30 de bani pe zi, pe noapte. Acum, cu becurile. Nu înseamnă că dacă plătim ilumina public, trebuie fiecare să aibă bec în fața porții. Nu se poate, că ar trebui să plătim să ne iene. Încă și așa noi avem, dacă vreți, avem
foarte multe becuri, unei stâlp la stâlp, dar nu putem să punem la toți stâlpi becuri care înseamnă să plătim vreo 2 miliarde la consumul de energie electrică. Nu se poate. Deci nu plătim acum că am bec în față sau nu am bec în față. Deci se iluminează comuna, drumul public, nu gospodăria. Să fim bineînțeleși. Deci lucrul ăsta e clară treaba. Dar eu vă respect punctul de vedere. Consiliul local va vota și ce va vota va trebui să respectăm. E normal. Acum, ceea ce privește taxa de pe de PSI. Oameni buni, să știți că noi la PSI avem un compartiment de PSI, unde responsabil este domnul inginer Miftor de Petre. Păi noi acolo avem niște dotări, domnule. Noi acolo am făcut sistem de alarmă, care au zis că sună mereu. Aia din banii de la PSI. Noi am dat ajutoare de urgență, că e 20 de milioane, că 30 de milioane. Am dat, unde a fost cazul, și doamne să nu fie, dar unde a fost, am intervenit și am dat ajutoare de urgență. Noi am cumpărat, avem motopompă de scos apa din beciuri. Noi va trebui să cumpărăm un generator, noi va trebui să cumpărăm un din astea, pături în caz de, doamne ferește, care amintesc de ăsta mai mari, doamne ferește, inundații, cu tremuri, de așa mai departe. Noi facem, avem o lucrare care se numește măsurile, să știu eu, măsurile de autoapărare a localității în care este plătită, s-a făcut de specialiști, e făcută de noi. Nici nu ne ajung bani, nu ne ajung banii care strângem la populație, 8 lei sau care vom strânge acum 10 lei, sub nicio formă. Mai punem de la bugetul local ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Nu vă mai spun de omul care e la compartimentul de special, ia un salariu, ia o retribuție, retribuție. Deci tot dup de acolo vin și banii, nu ne încadrăm sub nicio formă. Și sunt cheltuielien. Dacă vreți să vă fac un desfășurător, vă fac în ultimii 2 ani, 3 ani, ce am cumpărat, care cheltuiala de personal, ce ajutoare de urgență am dat și atunci o să vedeți că suntem pe roșu. Adică pe roșu în sensul că am cheltuit mai mult decât am încasat. Nu mult, foarte mult. Despre asta este vorba. Nu că vreau o lară, acum mă pun rău cu oamenii să mai pun 10 lei la Lumina Public sau 2 lei la PSI. Încă o dată, nu ne... noi nu ne acoperim cheltuielile de acolo, nici nu ne îmbogățim ca și primărie, ca și buget. În schimb, vă mai spun și alte chestiuni. Vine Curtea de Conturi și Curtea de Conturi, bine, bine, dar voi le furnizați. Le dați Lumina Public, da? Păi fraților, dar chiar nimic, nimeni nu plătește nimic sau xerocopiez, nu le iei nimic taxă de xerocopiat sau le faci, adică orice serviciu se plătește, așa e în capitalism, am vrut noi capitalism, se plătește din conștient. Și se socialism. La Curtea de Conturi, dintotdeauna ni s-au spus, de ce nu s-au majorat, dacă tot avem da, nevoie ei tot de din bani, pe majorat. De ce n-ați majorat? Consiliul Local poate majora între 0 și 50%. Deci pentru 10 lei la iluminat sau în alte comune e poliția locală care e taxă. Uitați, o chestiune, da, la poliția locală iau câte 30 de lei. Acum, eu vă spun drept, că mie mi-era rușine să-l iau la oameni bani la poliția locală pentru faptul că e starea care este. Și ar fi culmea. Ar fi culmea, da. E, uitați. Ce în alte comune plătește? Ce în alte comune? Și să nu credeți dumneavoastră că se fură, și nu credeți că se fură și se sparge locuințe numai în comuna Coțofănești. Nu, nicio formă. Haideți că vă dau mai nou. Am fost, că am avut parastasul surore mele de 40 de zile. Și erau vecine acolo la deal și vă uitați că le-a intrat în casă la 4-5 gospodării într-o zi. Acolo nu zici rom, nici aia, se fură peste tot. Bine, că fenomenul la noi nu l-am luat în comparație, e mai mare, în altul, n-am nimic împotrivă. Dar am zis, fraților, e rușine și pentru mine ca primar și pentru Consiliul Local că le luăm bani pentru orificiu pe care oamenii nu-l simt. Ei, dar iluminatul public îl simte, frate. Haideți să fim serioși și cinstiți cu noi. Nu putem să zicem nu. Acum, dar ca să le iei la... uitați-vă și... Nu că nu e bine să ne uităm. E bine să ne uităm, dar... Adică putem să facem în comparație, nu neapărat, nici să copiem, nici să nu copiem, dar totdeauna te uiți, dacă tu zici că vecinul și-a cumpărat plasmă, parcă eu vreau și tu să-ți cumperi plasmă, de ce să-ți cumperi plasmă, tu zici la televizorul cu lămpi. Ia să vă spun că e bine să te uiți. Dacă vecinul vezi că bate femeia, nu te s-o bazi, nici tu. E bine. Alegi ce e bine. Da. Nu știu să mă chemați. Zice domnul Ion. Ca să nu o completare, ca să nu cădem în eroare, să nu înțeleagă domnul consilier că m-am exprimat eu greșit, sau am avut un punct de vedere greșit. A spus dumneavoastră că nu putem aduce bani europeni sau din alte... La plată. Eu nu am făcut referire la acest lucru. Atunci când am spus că să aducem bani din alte surse la Comuna Coțofănești, m-am referit la cu totul și totul altceva. Adică nu sunt chiar atât de încolț să nu știu că nu se pot... Nu, dar
spun eu, să spun vreodată că putem face bani europeni la iluminat public. Și chiar aș vrea, am văzut că nu avem diverse, n-am fost chiar când a început ședința și ce avem. Bun, aș vrea la diverse să-mi dați voi, domnul președinte, să chiar să vin cu un preambul, cu o prefață a unui proiect de hotărâre pe care vreau să-l înțeles vis-a-vis de atragerea de bani în Comuna Coțofănești. O să încerc, să vedem. Bine, necesită o cheltuială, că acum toți, până să ne cumpărăm mașina, am pus bani deoparte, până să facem o afacere, am pus bani deoparte și banii au venit după aceea. Da. Mulțumesc, am fost înțeles. Și eu o întrebare. Spre exemplu, vreau să o întreb cu doamna Antohie. Este un caz la noi în Bășani legat de domnul Ciorac Torino. Are rol, nu? Nu este nume propriu, este la poziția de rol al mamei. El figurează, dar este și el plătitor de taxe. Sigur, este plătitor, da. În momentul de față și în trecut s-a mai purtat discuții legate de fenomenul ăsta, s-a făcut o solicitare verbală pentru a se găsi o soluție, să-i tragem și lui un fir până în zona respectivă și să-l racordăm la iluminatul public, dacă tot este plătitor de așa ceva. Bine, verbal, bănuiesc că da, aș spune că ar fi corect să fie scris de... să meargă la compartimentul corespunzător. La taxul și impozitul doar să facă o chestie este un debit scrisă pe care noi haideți să vă spun eu. Haideți să vorbim, să vorbim acoperiți de lege sau măcar pe lege. Haideți să vă spun o chestiune. Și trebuie să o spun. Eu am fost într-o situație socială destul de delicată, să spun așa. Acea construcție, lor nu au autorizație de construcție. Unde au construit ei, nu este intravilanul satului Borșani și implicit al Comunii Coțofănești. Întotdeauna când ai autorizații, cuiva care își construiește, îi spui așa, mă, nene, unde te așezăm atâta? Păi m-am așezat acolo. Păi aia zice că nu e intravilan și nu poți să dau autorizație. Chiar dacă este intravilan și se așează la o distanță, cum băgăm noi acum în intravilan, am băgat partea aia, la Bâlca până la Brigadă, până la Cătălin. Deci eu îi spun, sau uite-ți, vă mai dau un exemplu concret. La băieții ăștia lui Căldăran, tot așa, a fost o chestie socială. Au pierdut procesul, au fost evacuați, nu puteai să îi lași sub cerul liber. Ea lăsați să construiască acolo. Evident că ei n-au ajutat. Ei, și eu îi spun atunci, domnule, adică, eu îți dau voie să construiești, dar eu îți spun certificat de urbanism, sau spun verbal, că eu nu răspund să-ți duc utilități acolo. Ce înseamnă utilități? Nu-ți duc apă, nu-ți duc curent și nu-ți duc drum. N-am nicio obligație. Dacă pot să fac, o fac. Dacă nu, nu. Deci mă tapă să mă dai judecată, să mă reclam unui rezultat. Deci, nu construim fiecare, așa construi celălalt dămășoaia cu toate dealurile, pe izlazi. Și acum vrea să-i duc și iluminat, vrea să-i duc și apă, vrea să-i fac și drum asfalt, așa cum a venit aia când a făcut scandalul de Rom. Păi, fraților, drumul nici nu-i clasificat al lor. Pentru că ei s-au așezat pe pășune. Eu, ca să fac o investiție acolo, ca să fac o investiție, automat să ați văzut că noi totdeauna promovăm hotărâri de consiliu local în care trecem drumul în domeniul public sau privat, ca să poți face investiția, că altfel nu ți-o face. Păi, drumul lor nu e clasificat, nici al lor, nici a celor din Dallas, pentru că s-au așezat acolo, aia din Dallas după 90. Au revoluția cu debandada, s-au așezat pe temeliile la fostele grajduri, ăștia din 70, de când îți veniți, 1, 2, 3, 5 sau mulțit, s-au pus acolo. Ei n-au niciun autorizație, noi le luăm. Au poziții de rol, că asta avem obligații, trebuie să le avem în evidență. Dar ei n-au autorizație de construcție, n-au nici act asupra terenului pe care stau. N-au niciun act. Ca să-i dea autorizație de construire, trebuie să fii proprietar de teren. Nu ai construcție, nu poate să stea în aer. Noi tot am zis că vom face demersurile necesare, l-am rugat și pe domnul secretar, să mergem pe licitație de dare în chirie sau în concesiune. Deci, treaba aia, acum s-a așezat Torinul, păi acum, și dacă îi duc eu, nici nu trebuie să-i duc eu curent, dacă Torinul vrea curent, eu e necăjit, l-am ajutat de multe ori. Dacă vrea curent, n-are, domnule, dar nu-i duc eu, domnule, dar nu-i duc eu curent încă o dată. Eu nu se ONU sau del gaz, green, cum îi zice ăsta acum. El e treaba lui, dacă vrea să-și tragă curent, așa cum și-a tras Ozoi, Dumnezeu, Solerte, așa cum și-a tras fata aia după grădină. Poftim? Căldăraru aici nu și-a tras. Trage pe buzunarul, domnule.
pe buzunarul lui. Și da. El e plătitor de taxe. Ca să-i ducem un bec de iluminat public. Aia putea punem doi stâlpi de lemn, că nu știu unde, dacă vor ăștia. Doi stâlpi și punem un bec să iardă deasupra, dar nu trag lui lumina. Da, a avut la locuința de acolo, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ei, i-a dat, i-a dat, s-au certat cu oamenii da, și nu am plătit, despre asta e vorba. Dar plătești un. Deci încă o dată, eu spun. E vorba, trebuie să ne gândim, în primul rând, că nici venituri nu are. N-are are, că nu vrea, are nu are că nu vrea. Nu vrea. E leneș, nu vrea să muncească. Ăsta e din dar e dat de băut. Toată ziua l-a băut, dar de muncit nu vrea. Și tânăr, nu are nimic, nu are nimic, acolo nu-i corect, nu beneficiază. Nu-i corect, dacă ar fi bolnav, da. Ce nu are? A, nu, e vorba de iluminatul public, are dreptate, uite, la, putem să, să fac o cerere și acolo putem să facem o excepție, zic, nu, n-are, mechitul ăla pe ulița aia, sănătate. Dar, în schimb, când vine de la băut și când duce la băut, calcă pe asfalt și are lumină. Și se folosește. Nu-și rupe gâtul. În situația asta, e o treabă. Nu-i singurul. Băbțeam? Nu-i singurul, doamne. Așa este legea. Nu, dar știi la lucrurile astea și toate. Ce bine ați venit. Eu am avut și legat de taxele astea pentru primă matriculare, cum s-ar spune, la nivel local. S-a făcut identificare chiar și la tractoarele care le avem din localități, din cadrul localității noastre. E o chestie bună. Trebuia făcut mai de mult. Știți ce se întâmplă? Nu că a fost, apoi am scos o dată cu, știți, când au venit ei și au scos cu înmatricularea în circulație, am zis să o scoatem și noi totodată. Când au venit Curtea de Conturi, ne-au întrebat. Nu! Ei au scos taxele de prima, de înmatriculare în circulație, noi suntem în registrare. Și atunci, haideți să revenim înapoi la taxa. Da, consider că pentru măcar munca noastră care este noi ca și funcționari, cât un timp pentru înscrierea căruței a tractorului, printre prima, da, da, numai hârtia. Nu, da. Asta e o chestie bună. Pentru asta sunt de acord, dar legat de punctele respective, sunt cam... Așa, atât am avut. Mare clarificări, dacă nu să trecem la altul. Păi da, asta vreau, să pun la vot pe comisie. Comisia economică... Aviz favorabil, spuneți da, vă. Și comisia judecă aviz favorabil cu două voturi pentru, unul împotrivă. Da. Deci supunem la vă. Cine este pentru mărirea taxelor, adică mărirea? Cu taxele și taxele și impozitele stabilite pentru confort, cum au fost citit. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci trei împotrivă. Domnul Voicu, domnul Baștea și domnul Ploc. Doamna președinte, da, vă rog, domnul Ion are o problemă și ar vrea dacă se poate să-l învăim, dacă sunteți de acord. Sănătate, vă mulțumesc. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor romani de etnie romă din comuna Coțofănești pentru anul 2019. Romani. Expunere de motive la, pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din comuna Coțofănești pentru anul 2019. Domnule consilier, vă fermecați prevederile hotărârii de guvernul 18-2015 pentru aprobarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor romani aparținând minorităților romilor pentru perioada 2014-2020. Autoritățile publice locale au ca obiectiv creșterea gradului de incluziune socioeconomică a cetățenilor romani aparținând minorităților rome. În conformitate cu prevederile hotărârii cu numărul 9 pe 22 din 22.02.2018 privind înființarea de înființarea la nivelul Comunei Coțofănești și a grupului de lucru local pentru incluziunea asociată a cetățenilor României, aparținând minorităților rome, grupul de lucru local astfel înființat, elaborează în baza strategiei Guvernului planul local de acțiune privind incluziunea minorității rome, stabilit în baza procesului de identificare și selecție a principalelor nevoi ale comunităților locale. Analizele cantitative și cele calitative realizate la nivelul acestui segment de populație relevă faptul că și în comuna Coțofănești romii se numără printre cei mai săraci membri ai comunității, întâmpinând adesea probleme de acces la serviciile sociale din cauza unor condiții singulare, inclusiv factorii culturali și sociologici.
Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de formă și fond prevăzute de lege, se poate supune spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Coțovănești proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din Comuna Coțovănești pentru anul 2019, conform anexei numărul 1. Aici e un raport care repetă lucrul ăsta și o privim la proiectul de hotărâre. Nu mai vin cu preambulul cu motivația legală și spun, la articolul 1, se propune spre aprobare planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă în Comuna Coțovănești pe anul 2019, plan prevăzut în anexă la prezenta hotărâre. Prin grija secretarului se va înmâna, se va transmite către prefectură, primarului, factorilor interese și așa mai departe. Și aici, dumneavoastră, cei care ați lucrat pe comisii, aveți un plan local de acțiune al cetățenilor român de etnie română din Comuna Coțovănești pentru anul 2019. Și aici sunt enumerate câteva măsuri. Nu intru în amănunt că sunt destul de stufoase. Dacă vă interesează, putem reveni asupra punctului. O să vă dau un exemplu. Uite, la 1. Creșterea gradului de ocupare a personalului a persoanelor de etnie romă. Organizarea unei burse a locurilor de muncă pentru persoanele defavorizate. Realizarea unor companii în comunitățile de rom cu privire la locuri de muncă existente. Furnizarea de servicii de informare cu privire la piața muncii, consiliere și orientare profesională, îndrumare și sprijin în găsirea unui loc de muncă. Angajarea unui expert pe probleme romilor în cadrul primăriei Comunei Coțovănești. Crearea unei baze de date cu persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă și identificarea potențialilor angajatori. Și mai ultima, a doua, creșterea competențelor și calificărilor personale cetățenilor de etnie romă prin măsuri active de ocupare. Implementarea de programe de formare profesională în vederea asigurării reintegrării romilor pe piața muncii. Consiliul Local al Comunii Coțovănești și AJOFM-ul, grupul de inițiativă locală, ONG-ul, mediator școlar și așa mai departe. Sursa de finanțare, bugetul de stat, ONG-urile și fondurile europene. Tot am venit la prima măsură, vă spun că cel mai mare blestem a unui, și nu numai a unui cetățean de etnie romă, a unui cetățean care caută un loc de muncă, este să nu-i oferă un loc de muncă. Că dacă e oferit, ai făcut dușman cu el. Deci eu dacă îi spun că, și sunt, slavă Domnule, sunt locuri de muncă acum, deci dacă i-ai spus lucrul ăsta, ca și cum i-ai fi dat în cap cu bolovan. Dom'le, nu vor să muncească, nu mai vor să muncească. Exact. Uitați-vă pe piața muncii și noi avem afișatul grămadă, uitați-vă un hol. Am făcut pregătiri cu ei pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale. Nu vor, domne, dacă îi spun, dar ce ai cu mine, domne, ai ceva cu mine, domne. Păi, băi, loc de muncă. A venit unul la mine de rupe nori acum. Te rupe în două, ăsta lui Tachi. Da, Rembo, care a cumpărat acolo. Da, Rembo. Exact. Cel nu Rembo. La mine, acolo, la lângă spate, a cumpărat altul. Cum îl cheamă? Da, era unul voinic, oricum. Vadar. Și îi duce la doamna de la mea și spune, băi, dar ce trebuie ție? Uite, avem locuri de muncă, ești voinic, e atletic, nu e de ăsta, cum îi spune, păsat de ăsta, gras, umflat. Deci omul e te rupe. Zice, nu mă duc eu la mână. Sau vin aici. Fac un șans la să reducă apă, nu da, la Sturgul. Sunt mulți acolo, o comunitate, vreo 30 de case, nu chiar de, cu toate că au autorizate construcții, duce să trăiască în condiții, na. Nu-i ca Torino unul singur, sunt 30 doar de acolo. Și fac un șans ca să bag conducta de apă, o facem pe forțe proprie, așa cum am făcut și la biserică, la bâlc, am adus peste deal, n-am plătit niciun leu. Și când îi spun, bă, zic că spunem dosarul, dar ai de săpat 10 metri sau 15 metri. Depinde câte zile ar trebui. Ai 5 zile, le dau câte 3 metri. Depinde cât săpat, le dau și 5. Când aud eu de săpat, dar la altceva. Te pun să faci niște acte. Pricep? La acte nu mă pricep. Dar atunci, ce fac și eu ceva pe aici? Adică îți dacă o mătură. Bă, dar am femeie, am oameni care am fiete care vin. Ce să fac cu tine, dai cu mătură? Acum când a fost zăpadă, am mai fost la zăpadă. Au șezat lemne, au crăpat lemne. Deci, renunță la ajutor social, nu vine, nu vine. Vă dau un exemplu concret acum, chiar punctual. Dinu Iosif. Ăla de un an jumate se chinu să-și pună dosarul înapoi. A fost plecat până afară, l-am dat jos. Așa. Nu l-am dat. Legea i l-a dat jos, că nu permite.
Și a venit și tot am avut șanse de făcut. Am avut, că acum vă spun de șanțuri, noi toți șanțuri am făcut. La sistemul de alimentare a apei de la Tămășoaia, la supraprin nu aveam evacuarea și venea în drum. Și acolo am făcut un șans de vreo 100 și ceva de metri. Tot cu ei. Ei, și eu totdeauna am avut șanse de făcut. Și el când am văzut de șanse, el a zis, mă, dacă l-a terminat pe ăla la Tămășoaia, înseamnă că nu mare. Mă duc fundă sară. Și spun, băi, zic că l-am pe ăla la Bruca. Dar zic, când termin, să știi că m-am un șans de făcut. Și acum n-am mai venit. Nu mai venim. Deci am scăpat. Dacă vreau, dimineața a fost Stănesc cu Bobi, vă spun. Când i-am spus de șanse, nu mai vrea ajutor social. Deci în fiecare zi am. E atâta vor să dea zăpadă, să dea alea cum mătura cumva. Pe aici așa, dacă se poate chiar nimic. Am fofilesc. Și am zis, mă băieți, la muncă. Acum începem să curățăm zoana. Acum le dau zoana, o luăm de la căiuț și curățăm iar, că au crescut glădițele, le aflați parcă le toarnă apă în mânare. Și acum când îi spune atât, ei vor două ore, trei ore și să plece acasă. Bă, nu așa. Am șanțul ăla de făcut, va trebui să trecem pe împărâcul la bâncă, la tâmpărâul. Nu-i de aici, de acolo, știi? Și când le spui de șanț, că vreau să scăp de ajutor social la ăla care își pune dosar nou, îi spun șanțul și el nu mai pune dosar. Foarte puțin, 1%, pardon, 1 la 10 care acceptă. Ei, băiții, la Tămășoaia au mai făcut. Aia, la Tămășoaia, iată. Sigur, toate societățile astea care solicită personal, angajați, domnule, și necalificați. Da, domnule, dar și pe necalificați. Nu, majoritatea necalificați. Că, pur și simplu, legat de etnia romă, nu știu câți au... Dar nu sunt mai din România, acum, ce să mai... Eu, legat de punctul ăsta, sunt de acord, adică de a se găsi soluții și de a se lucra corect. Ui, informarea, înștiințarea și drepturile care le se cuvine. Da, spuneți, domnule. Da, mi se pare bun și oportun proiectul ăsta de hotărâre privind planul ăsta local de pentru romi. Și vreau să apropo, fac completare, chiar dumneavoastră a spus că acolo unde sunt mai mulți o să le ducem și apă și haideți să facem tot posibilul să le facem și drumul, să le facem drumul mai bun. Pentru că sunt foarte multe discuții pe tema drumului. Acum trebuie să recunoaște, s-au mai emancipat, au cumpărat mașini, nu mai umblă, sunt puțin care umblă cu căruțele. O să avem permanent o problemă. Știu că e greu de făcut drumul acolo, că terenul este mai mult lut, este mai sus, casele sunt mai sus decât drumul, toată apa va veni acolo. Dar totuși trebuie să încercăm să facem, să găsim o soluție. Eu am ajuns la concluzia, după știți bine, eu am fost foarte ofensat, am fost chiar de multe ori, am fost poate peste limită vis-a-vis de... Dar am ajuns la o concluzie, nu putem face nimic cu ei dacă nu încercăm să îi educăm, dacă nu încercăm să venim cu niște măsuri, asta mereu, da, eu mi-asum că mi-a fost greu să înțeleg lucrul ăsta, l-am înțeles și hai să găsim soluții. Uite, chiar pentru furturile din câmp, haideți să găsim o soluție. Eu știu să le dăm undeva o suprafață de teren ca să nu mai vină să fure. Eu știu, soluții, locuri de muncă la paste 16. Ați văzut, haideți să încercăm, adică noi să nu punem din start faptul că vrea vreo unul sau nu vrea vreo unul, nu. Noi haideți să încercăm să facem ceva. Dacă nu vor, regândim după aceea. Dar asta nu înseamnă să trăim cu impresia că ei nu vor să facă nimic, iar noi să fim nepăsători. Deci asta, aici vreau să ajung. Haideți. Certitudine, nu vor să facă asta, e clar. Haideți noi să nu arătăm nepăsare. Haideți să arătăm că vrem să facem ceva și vrem să-i includem. Ei n-au fost dreptul, dar numai dreptul. Noi am marginalizat. Au apă dusă, cei de aici. Exact. Au iluminat public. Au iluminat casă. Cu drumul e o problemă. Așa. Au mai rămas acum cu drumul și pod. Am spus, drumul... Nu, podul dincolo, la dar. V-am spus, nu e problemă, până la urmă vedem unde găsim bani, găsim pe un proiect de oraș. Prima chestiune este următoarea. Trecând peste celelalte inconveniente, că drumul e îngust, că gardurile s-aia, n-ai unde să te bagi nici cu compresorul, nici cu asta. Bun, trece, ne punem în pospaie de asfalt. Problema e că până bagi terenul ăla în legalitate, până obții acte legale pe el care să fie în domeniul public al comunic. Acolo trebuie domeniul public, e clară treaba.
nu-i ca la investiții celorlalte, la stația de epurare, la unde fi domeniul privat. În primul rând, pentru promovată acțiune la noi, am pus domnul secretar, are pe și cu fata. Băgăm toate investițiile în domeniul public și acum încercăm să băgăm și drumul ăsta. Deci promovăm noi aici, în primul rând vei face ridicare topă, să faci proiectul, după aia hotărârea Consiliului Local, după aia pleacă la hotărârea Consiliului Județean, după aia pleacă în Senat și acolo Senatul aprobă și până nu apare în monitor oficial, nu ești proprietar pe drum. De fiind proprietar pe drum și nu ai avut o clasificare, nu poți să faci nicio investiție pe ea. Adică chiar și piatra care o pui, nu prea să justifică în momentul când el nu-i prins. Dar noi punem, nu ți-a nimeni, nu te leagă nimeni că ai pus două mașini de balast și te cu autogrede de două ori. Dar la investițiile mari în care îți dă banii europeni sau guvernamental, nu mai ține chestia. Salut, astfel la bugetul local plătești trei mașini să pune acolo. Eu sunt de acord, da. Referitor la ce a spus Gard, eu am încercat, chiar am încercat să-i ajut cu treaba asta. Singura problemă care au țigani acolo, le zicem țigani așa, tot ce este mâna stângă, spre Tămășoaia, tot ce este în partea stângă, este mai jos decât nivelul drumului, cu cel puțin o jumătate de metru. Eu n-am zis, bă, vă duc eu balastru acolo, numai că rațelă în curte. Păi da, dar casele jos și tot aia. Nu, ideea e înfermătoare. Le-am dat bani de ciment să facă două poduri. Eu le-am dat personal cu banii mei din buzunar. Aveți cuvântul meu, domnule, că n-a făcut unul nimic. Da, deci nu, deci ei vor așa, dacă se poate utilaje cât se poate de multe, la ei acolo și să le bage balastru în curte. Așa e, asta nu se poate. Dar nu, deci, că drumul e bun acum, nu deci, e. Deci asta e, noi am pus piatra acolo de fiecare dată. Este foarte simplu, am zis, bă, faceți-mă vă un pic gardurile înapoi, pe stânga și pe dreapta, că să putem intra cu un fotolaj cu ceva. Ce faceți? Puneți fasole acolo? Nu, drămați-le, zice. Ei, nu poți să-ți drâm gardul acum. Da, dacă ați observat stâlpii, știți șeful că erau, stâlpii erau în drum. Acum stâlpii sunt jumătate de metru în curte la ei. Stâlpii de iluminat. Vezi că au și punte acolo. Ce punte le-am făcut de acolo, traversare? Nu, nu poate să plângă că au venit de atunci cu moftul lor, eu n-am nimic împotrivă. Și în curte la ei așa-i măcerla, nu cară o leacă de balastru. Nu, dacă îl duci acolo, o ia cu roaba. Nu le ia nici așa. Un utilaj n-ai? Mai e cine mai vrea cineva să discute pe această temă? Comisiile? Da, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Toată lumea este pentru. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 pentru sursa C, credite interne. Domnilor consilieri, după cum cunoașteți, avem în derulare realizarea investiției, creșterea accesibilității drumurilor din Comuna Putărânești prin achiziționarea unui bul de excavator și prin hotărârea Consiliului Local numărul 49 din 11-10-2018. S-a aprobat împrumutul de 229.154,20 lei. Este nevoie ca această sumă să fie cuprinsă în bugetul local prin votul dumneavoastră exprimat cu jumătate plus 1 din numărul consilierilor prezenți. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugăminte de a fi aprobat astăzi 26.11.2018. Și aici venim cu raportul pe care prezintă doamna contabilă și se vine la accesibilitatea, deci acest proiect de drum și spune articolul, se apropă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și pe sursa C, credite interne cu suma de 230.000 lei pentru venituri, 230.000 lei, 21, în contul 21.41.02.01, 230.000 lei. La cheltuieli 230.000, în contul C84-04-24-20301-81, 230.000 lei. Intră și iese. Deci e vorba de împrumutul pe care aici avem hotărârea numărul cine, comisia de autorizare a împrumuturilor, nu e așa împrumuturi, dar cineva le avizează. Deci vine de la comisia de la București, de la comisia de avizare a împrumuturilor. Hotărârea e numărul 5482 din 1 noiembrie 2018. V-am mai spus eu că bulul excavatorul ăsta, cred că îl cumpărăm cu bani până acum, îi cumpărăm și... El cât costă de fapt, mă scuzați? Stai, nu le țin niciun minute. 230 de mii de lei face... 2.300.000. 1.600.000 fără de lei. Cât face? 1.600.000. 50.000 de euro. Nu are cum să fie 1.000.000. Acolo. Da, cam așa. 5 ori 6, 30, 4, 20. Nu mai țin minte exact, o să vă spun în ședința următoare. Oricum nu luăm bani mai mulți, că trebuie să-i justificăm. Vă spun eu acum, imediat. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, am uitat. Nu știu, acum am văzut. Da, cu frumutul. Păi da, dar și nu e atâta-i suma lui? Atât mai avem noi. 50.000 de euro.
Da, ceva de genul, parcă, ceva. Eu zic că 70 ceva, 70 de bani. Da, în sfârșit. Deci sunt bani care să noi dăm. Deci rămâne continuarea achiziționarea lui prin AFIR, nu? Da, da, da. A, păi asta nu, că banii ăștia îi dăm înapoi, AFIR unic dă. Noi acum pentru ca să avem de, să plătim la început. După AFIR unic de bani, noi îi dăm înapoi. Nu e nicio... Da, v-am am intrat în amănunte atunci când am prezentat situația. Da. Comisiile discut. Aici vorba numai despre banii care se împrumută ăștia. Da, da, da. Și împrumutăm da, da, da. Ca să-i dăm. Sperăm ca să fie ultima hotărâre. Da, mai durează. 282.000. E, 2.820.000, nu? Da. 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 Și noi luăm 2.290.000. Da, avem și noi suma care trebuie să o suma partea noastră. Partea noastră de... Dar mai aprobat un 50.000 parte. Acum, dacă vreți să facem... Dacă vreți să facem istoricul ăsta, de vreo 2 ani de zile, tot, nu mai țin minte nicio. Păi acum nu, acum a venit oferta lui ăștia și s-a stabilit câștigătorul. Dar stai să vedem, că mai... O să fim cu pretenții. Poate să mai fii mai sus, mai jos cu ceva. Nu fi, 2 ani de zile tot ne batem cu bultul excavator. În funcție de dotare. Ori îl folosesc ei. Da. Comisiile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tarifului la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. Da, aici e o problemă delicată. Bănuiesc ca să citim materialul. Ei vin aici pentru creșterea prețului și consumului consumul energiei electrice de la ultima fundamentare a prețurilor tarifelor în anul 2014. Deci atunci au avut în 2014, ar fi 4 ani de atunci. A crescut cu 98% consumul de energie electrică. Ei vin cu serie de cu motivație bine explicată. Spune aici că a crescut cu 5% prețul energiei electrice, cheltuielile de muncă vie, adică cu personalul și așa mai departe. Dar mie mi se pare tarifele, la ceea ce vor să vină ei, mi se pare mult, nici eu nu văd justificat prețul ăsta, este 40, mult prea mare. Cât e vreo 45, 4,50 lei. 4,41 lei, cam așa. Apa potabilă produsă, transport, distribuire, inclusiv TVA. 4,41, da. 4,41, preț tarif pe restructurizatorul de mediu, fără TVA. E 4,05 fără TVA, 4,41 cu TVA. Da. Aici, la canalizare, vine 3,58. Noi încă nu avem canalizare, dar trebuie aprobat 3,01 fără TVA. Și apă potabilă produsă și transportată din vederea rezistării pentru întreaga are de operare, 1,48 fără TVA. Cu TVA înseamnă cum se percepe TVA. Văd că nu are preț aici. Și în articolul 1 se aprobă noile tarife. Cât plătem noi până acum la apă? 3,76. Dumneavoastră, eu nu vreau să vă influențez nici așa, nici așa. Votați să ne gândim, credeți să ne gândim cu... că asta e numai pentru satul Borșan. Borșanu, da? Păi da, da, o să fim obligați noi după aia să... raportăm și noi după aia. Ești obligat și tu să o crești. Da. Eu, na. De la noi să fie cu 50 de ani mai ieftin că e TVA-ul, fără TVA-ul, la primărie. Punctul meu de vedere este următorul, al meu personal, dumneavoastră faceți ce doriți, cu votul dumneavoastră. Deocamdată eu nu sunt de acord cu această mărire. Ei vin cu o justificare. Na, fiecare își vrea să-și acopere cheltuiala, vine cu o justificare. Ca să mai discutăm, îi spunem, de acord. De discutăți să mai discutăm. Dacă vreți să purtați o discuție, de întrebări ce să întrebați. Că da, de la noi, 3... Noi acum cu cine ne certăm? Cu Crabul? Cu Crabul. E vorba cu Crabul ne certăm. Nu, Adivo, agenția din... Da, da, cu prețul la apă. Dar nu ne certăm. Adică, dar de ce să ne vorba certăm? Vine. Nu ne certăm. Oamenii au venit cu o propunere. Da. Noi suntem de acord sau nu suntem de acord? Nu suntem numai noi în situația asta. A, bineînțeles. Noi vedem, vedem și care va fi poziția celorlalte de Consiliu. Apropo, că trebuie să ne uităm și la alții. Suntem care va fi poziția Consiliului Local. Dacă cei de la Crab vor vedea că poziția Consiliului Local este una net... Nefavorabile pentru ei, probabil că vor revizui și vor da și vor veni cu alte propuneri. Dacă nu, vor veni cu aceeași propunere și vă spune, domnule, nu vă mai dau apă, salut, noi vrem numai la prețul ăsta, salut. Ca la gunoi. Ca la gunoi. Da. Simpone. Deocamdată să nu fim de acord. Deocamdată, supuneți, dar văd cine e de acord, dar pe comisie. Bine ar fi să nu fie.
am propus faptul că nu se scumpește apa numai la Borșan, pentru că și noi suntem condiționați, suntem alimentați din același... Pentru că suntem alimentați din același pozit transformare. Și din ce am înțeles, eu plătim la ei energia. De ce consumăm la Colțofănești și la Bâlca, da, am înțeles. Adică noi nu avem acolo autonomie, cum s-ar spune. Deci noi avem contorul nostru, dar noi nu plătim în nume propriu. Plătim lor, nu? Iar ei merg mai departe și plătesc la electrică. Plătim lor pentru sistemele de alimentare, adică pentru Colțofănești și Bâlca. Da, asta vreau să scot în evidență. Deci problema separat, dar în transformatorul lor. Tot al nostru. Al nostru și l-am predat, aici e problema. Deci problema este un pic delicată. Și va fi delicată și pe viitor. Eu aș veni cu o propunere. Haideți să ne luăm instalația de apă înapoi. Haideți să căutăm o cale legală, haideți să ne zbatem să o luăm înapoi. Da, știți că dumneavoastră eu am făcut reședința. Eu și când l-am predat-o am avut rețineri. A fost chestia că s-a arzut. Nu, era cam obligatoriu să mergem într-un sistem centralizat. Cam nevoie obligatoriu. Acum, nu știu, ce care și-au creat serviciu. Noi nu aveam serviciu de... și nu avem nici acum. Haideți să-l creăm. Haideți să-l creăm pentru Colțofănești și Bâlca. Să creăm pentru Colțofănești și Bâlca, după care să încercăm să luăm înapoi. Mai întâi cerem sistemul înapoi și creăm și sistemul de analiză. Știți că am zis din ședința anterioară, zis că sunt de acord cu sistemul. Eu cred că ar fi să facem analiză, să vedem dacă putem. Adică să vedem, să facem analiză de acord necostă și dacă se rentează sau nu. Eu vă spun rentează sau nu rentează. În casările. Rentează, dar creezi locuri de multe locali. Bine, am luat tot local, că vor arăta tot la noi în care lucrează. Dar totul nu are. Bine, la serviciu, la serviciu. Deci care ar crea, mai trebuie să mai la rând. După aia, lucrările dintre ții de plătești. Domnul Voicu, că aici, noi dacă hotărâm legat de creșterea prețului de apă, avem și canalizare. Domnul, dacă vă zic că când am dat-o, n-a făcut nimic. Am avut canalizare până, băi, introducem noi canalizare, se mai stupește de 5 ori, 6 ori. Mergem? Acum, nu mergem pe... respingem în totalitate, nu mergem că la apă, nu suntem de acord la canalizare, da. Și canalizare deocamdată, nu avem de parte, cine nu discutăm. Nu, bine, hai ca să mai opus. Ei au pus-o pentru că comisii. Bănesc că ei au făcut hârtirea asta pentru toate oameni. Eu sunt de vot la așa ceva. Supuneți la vot. Bun, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Toată lumea împotrivă. Abține. Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubritizare, actualizat pentru proiectul Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Ei, aici chiar e delicat. Numai probleme delicate am avut de data asta. Acum să vă spun și ce se întâmplă. Noi, la ora actuală, prin serviciul de salubrizare, Nu mai plătim la cei de la Romprest, la cei de la Adis. Plătim direct la Romprest pentru că ăștia sunt datori, așa, Adisul. Și Romprestul le-a pus sechestru, adică pe cont, așa, și le-a blocat contul. Și acum noi ce plătim? Plătim direct la Romprest. Eu v-am povestit că noi nu avem nicio datorie, noi suntem la zi cu clasă. Sunt alte localități. Și aici e vorba de Moineștiu, e vorba de oraș, de zona urbană. E Moineștiu și cu Dărmăneștiu. Dar Moineștiu are mașinizat. Moineștiu are o grămadă, foarte mulți bani de plătit și Dărmăneștiu. Ăștia a venit pe executare silită pe Adis Romprestru și au câștigat procesul în instanță. Ăștia trebuie să plătească. Acum noi nouă ne-a venit înștiințare că toți banii care îi plătim, îi adunăm de la populație, să nu mai plătim la Adis, să-i plătim la Romprest, direct. Direct. Ei vin acum cu... să mă uit aici cu ce preț vine acum la... Se apropă planul anual de evoluție a unei taxe speciale actualizat pentru proiectul Sistemul Integrat de Bacău. Prezintă autonomice cu data 0101. Să mă uit unde e prețul. La data intrării în Mediul rural. 682. A, e în grafică, nu? Cât e mediul rural? Mediul rural 682. Ei, de la cât? Era 405. În 2020 al preț, în 2020. Da, păi, te duci... Sincer să fiu, nici ei nu sunt de acord cu prețul. Corect. E prea mare. Dumneavoastră hotărâți și votați. Altă discuție nu văd ce să discutăm. Nu, e pe grafic.
Da, da, păi iau, până în 2040. O, mi se pare prea mult, de la 4 lei la 6 lei. La 50%. Calcul, 50%. Aproape 50%, nu știu, mi se pare mult. Acum, eu, dacă o luăm pe partea aia, de-abia am învățat pe oameni să dea gunoiul și să nu vezi arunca peste tot. Așa, am învățat pe oameni. Dacă vom trece și ăștia vor refuza să mai presteze serviciul, voi vedea iar comuna asta sufocată de gunoi. Adică se cunoaște de când se dă gunoi, nu mai se dă așa gunoi. Mai sunt, dar nu. Oricum, fenomenul se vede că e în bine. E în bine. Dar acum mi se pare și mult, de la 4 lei la 6 lei, grosso modo, așa mi se pare mult, mult, mult. Și așa era 100 de lei pe an. Am făcut la o familie cu 4 membri, deci dai într-o lună, dai vreo 250 de mii, 25 de lei bani vechi, într-un an de zile deja dai vreo 3 milioane. 300 de lei? 300 de lei. Mi se pare mult. Încă 50% mai bine încă. Înainte, Adisul a venit și a solicitat prețul ăsta. Da, ne-am contrat cu Adisul. Da, da, nu știți ce discuție. Și mai ales că Adisul nu mai ia bani de aici. Deci Adisul înainte și oprea banii și o va cheltuie el, până chirii, păi spații, da. Ce aveau, cheltuie de personal, din banii ăia, 3 lei, 4 lei, câte erau. Da, salariați și tot ce erau acolo. Persoană. Adisul mai lua niște bani, rompresul lua mai puțin. Exact. Acum vor și bani mai mulți cu cheltuieli mai puține. Mai ales că, nu știu dacă ați auzit, s-a dat în funcție starea de la Onești, de primire gunoi. Am înțeles că s-au făcut deja angajări acolo pentru sortare, pentru... N-am informația pentru selectiv. Da, da. Selectiv. Păi, asta înseamnă că nu mai merge tot gunoiul la Bacău, nu? Ei, nu, nu știu cum, numai o parte. Păi, dacă merge numai o parte, nu mai sunt și cheltuieli de transport. Așa mare. Da, da, asta nu? E problema romprezului. Păi nu că e problema romprezului, e problema noastră, că până la coadă noi suntem între, între cetățean și romprez. Exact. Ei așa motivează, că sunt cheltuielile mai mari, pentru că au oamenii angajați. Dar ți-ai schis la depozitul, el nu trebuie să-și plătească salariații. Da. Și jucătorul, când mai înființezi ceva... Ei așa spun. Trebuie să mai vin. Cheltuielile sunt mult mai mari în comparație cu... Deci angajați sau oameni care... Mai sunt discuții sau da, trecem? Asta nu mai spun. Eu fac viitor delegatului care îl avem să ne informeze corespunzător, adică de măsurile care le-au luat și celelalte localități. Până la momentul respectiv, noi o să fim împotriva la ceea ce vor. Deci pe comisii e clar. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Deci toată lumea e împotrivă. Trecem la punctul 6, proiect de hotărâre privind achiziționarea suprafeței aici de 183 de metri. Vă spuneam de terenurile astea pe care le achiziționăm noi pentru puțurile cele pentru apă pe care avem, la Borșan. Și aici am găsit înțelegere. Nu au vrut vând întreaga suprafață, noi aveam aprobat de pentru 700 de metri pătrat, vor să vândă numai suprafața de 183 de metri pătrați. Deci din planul ăla cadastral, rupem de acolo, dacă vreți, suprafața asta 183 de metri pătrați și o cumpărăm numai să fie efectiv ocupată. Să fie scurt. Și suma e foarte mică, 1.222 de lei, parcă, nu? Asta trebuie prețul de... Da, prețul de 122 de lei, se face prezirea că taxele goale vor sub aia. Deci facem dezmembrarea din totalul de 700 de metri pătrați și venim și cumpărăm 983 de metri pătrați. Prețul e același procedură. Nu e nimic care să ne încurce. Bine. Numai că nu mai vinde 700, vinde 183 de metri pătrați. Exact ce ocupăm noi. Da. E o nimica toată, mai mult la hârțogăraie. Comisiile? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. La diverse? Da, la diverse vă informez eu până aveți dumneavoastră. Avem un tabel nominal, o să vedeți aici, cu cetățenii care doresc să se branșeze, în propriu să se branșeze, da. Care doresc să beneficieze de rețeaua de gaze naturale. Adică e bine să știți dumneavoastră, vom merge prin poliția locală, prin angajații din primărie, băiatul de la care încasează apa, și vom semna aceste tabele, că sunt așa cer acum. Putem? Ajutăm la studiul de fezabilitate. Exact. Exact. E una din condiții. Și care vreau să franceze la gaze? La gaze naturale. E foarte important ca să semneze aia cu capete de rețea. Eu mai am o dată semnăturile astea din 2000.
Din 99, de fapt, le-am da, da, dar alea de atâta timp, o parte din cetățeni au decedat. Da. Acum trebuie reactualizat tot și, bineînțeles, și, și acum, adică ca să știți dumneavoastră, când o să vină, băi, știți ceva, ca să știți dumneavoastră. Deci fiecare două semnătură, îți dă buletinul, serie, număr CNP-ul și tu care semnați că e de acord să vă ajungi la regiunea. Da, eu zic că în condițiile în care lemnele sunt așa de scumpe și așa de greu se găsesc, eu zic că toată lumea va dori. Acum, când va prinde viață această investiție și când se va finaliza, greu de spus, pentru faptul că e mult de lucru. Azi muncim de 2 ani de zile la un burdoi scavator. Da. La o investiție de asta cam prinde viață, cam 4 ani de zile, 4, 5, 6. Poate s-o mișca, poate s-o mișca. Da, e bine să facem pași, am mai spus. Noi trebuie să facem pași. Noi trebuie să facem pași. Obligația noastră, morală și nu numai, este să facem pași. Cine o veni va prelua, va face. Trebuie să facă. Despre asta este vorba. Ca să știți despre ce e vorba, ca să ne întrebi lumea cu ce un de-a cu semnături, poate vrea să ne păcălească. Nu. Adică, cine știe, semnăm pentru altceva, îi spune că e cu, pentru gaze și semnăm pentru altceva. Adică nu, este pentru gaze. Sunt aici cetățenii de aici, să nu crească cu impresia că mâine vor avea gaz dacă semnăm. A, și asta. Deci ei trebuie să sunt aici cu acest local. Primarul demarează exact. Cu începuturile unui proiect de pentru alimentare cu gaze. Pentru pașii sunt mulți și destul de mari până la ajunge să ai gaz la poartă. Să aprobe. Astea două, de fapt, mai lipsește nouă. Canalizarea și gaze. Da. Și asfaltarea. Care e, asfaltarea pe fiecare uliță o să mai durez. Să necesare. Asfaltarea e făcută. Deci mersi și de atâta față de... Uite, București, pe la niște sectoare. Eu sunt nemulțumit din cauza că în momentul de față, toată vara iese un praf după drumul respectiv. Normal că există un disconfort, dar nu poți să le faci pe toate în 2-3 ani, în 4. Și asta este o urgență. Dar n-a zis nimeni că nu e urgență, dar va fi urgență și o rezolva. O... Gazele acum va fi editurată asta. Bineînțeles că noi vom merge și cu asfaltare. Că noi să mai fim aici. Și noi ne focalizăm numai pe gaze și pe asta și nu mai facem la asfalt. Nu e adevărat. Dar cu asfaltarea ați început proiectul ăsta cu... Da. Este. N-am aprobat noi. Dacă s-ar putea să se termină și pe strada aia, Platonghia, Buș, acolo. Da, avem mai multe străzi. Cetățenii chiar și s-a întâmplat cu unii cetățenii. Toată lumea vrea multe lucruri. Cum îi sorim pe partea aia la Borșani, așa și pe partea aia la noi în Coțofană. Toată lumea dorește lumea și mi se pare ceva normal, e ceva firesc, e ceva lumea să-și dorească mai bine, să calce pe asfalt, să nu mai înghită praf, mi se pare ceva, nu mai calce un noroi. Da, este normal, este dreptul lor să beneficieze aceleași drepturi. Să viseze la ceva mai frumos. Domnule, să viseze să șaie. Am proiectul ăsta pentru asfaltarea și a ulițelor. Avem. Acum așteptăm că cine mai finanțează, aici e problema. Primul lucru pe care îl facem cu asfaltarea acum la anul, cel puțin, în primăvară, în primăvară, cred că ne ducem, este drumul spre Bâlca, acolo, și ăsta acolo e probleme la biserică. După care va trebui luat Borșaniu, eu am mai explicat, avem toate ulițele făcute. Borșaniu, prima etapă să fie pe după grădin, până la biserică și drumul care duce spre Bâlca, după aia mai sunt ulițele care duce la Sebi, măi, Borșaniu are ulițe, ulițare, aici la Coțofănești nu ar mai fi așa mult decât strada asta, ar mai fi strada de la teren care duce până la Georgel Matei, și aia, noi le știm pe fiecare an, și la Bâlca avem iar de la școala aia care duce până la Moroianu, până duce până la Gică Ulelu și ies în partea alaltă, la Ghitu, la Lili. Aia, sunt destule lucruri de făcut. Trebuie văzut din vârful dealului, de la zona releului de Orange, acolo trebuie văzut, că de acolo deversează apele și îl vin în zona asta. Asta e treaba proiectantului, el va trebui să facă în așa fel, să preia toată apa care vine de acolo. Toată apa de acolo... Din oameni specializați care vor știi ce aia, trebuie să da, secretar, vrea să facă rupere de apă, că dacă vrei păi viteză... Apa după terenurile din deal pleacă exact de la Bioca Popi, de acolo așa. Da, vine toată zona și se răsfrânge și aici... Da, e partea de proiectare acolo. Plus parte pleacă și înspre Borșani, aici unde spădețele alea și sunt fundate momentul de... Noi am fost acolo, am spus ce e de făcut, cum să preia apa, adică ne-am dat cu părerea, dar a venit proiectant care e din meserie, că toată ziua și toată viața a făcut numai proiecte de asfalt și de drumuri și de poduri. Deci nu e... Oamenii avizați și autorizați să facă chestiunea asta. Dar nu ne pricepem, noi le facem pe toate. Dacă aveți altă chestiune.
Mai vrea cineva? Da, eu aș vrea să întreb un lucru. Acum am spus chiar la începutul ședinței. Cred că ar fi bine noi să lucrăm în folosul cetățeanului și să ne gândim cum să atragem bani la bugetul local din surse, eu știu, externe. Și având în vedere că pe dealurile astea, la Hagi, partea cealaltă, sunt foarte multe terenuri, uite, chiar pe noi are Adrian Via. Am înțeles că sunt câteva persoane în cu ele care la anul nu mai muncesc vie, e vorba de cumulatul tău, mai mulți. Motivele le știm. Și terenurile la vor... La motive și cu groșele. Nu mai e cum era odată. Să nu dăm la pe rom, că nu muncim cazul. Nu, eu n-am dat vina pe rom, cu motivele să știu. Asta asocia. Așa. Eu m-am gândit, să înființăm pe lângă Comuna Coțofănești, Consiliul Local Coțofănești, o asociație și să înființăm niște culturi. Eu știu să pot înființa culturi de afini, cătină, mure, zmeură, terenul fiind propice pentru lucrurile, pentru culturile respective. Având în vedere că forță de muncă avem pe plan local, pentru că, spuneați dumneavoastră, vis-a-vis de cei care nu vor să meargă să muncească, care nu vor să angajeze. De regulă, merg la oficiul forțelor de muncă și întreabă. Ce știi? Știi să faci aia? Nu știu. Știi să faci aia? Nu știu. Ba, mi-am dat și peste picior cu o lopată, dacă mă au aia de gând să trimite pe șantier. Și găsesc motive. Ei, când e vorba de muncă în agricultură, motivările la nemuncă sunt mult mai puține. Pentru că terenurile alea, din ce știu, nu știu dacă există legea sau urmează să fie o lege și cetățenii care nu-și muncesc terenurile să fie amendați, să fie sancționați, spunea problema cetățenii cu terenurile muncite pe o perioadă de 3 ani de zile, atrage sancțiuni pentru cetățenii proprietari acelor terenuri și sunt terenuri nemuncite de foarte mulți ani de zile în zonele la care am făcut referire. Deci cetățenii va fi o muncă foarte ușoară pentru a prelua terenurile în sub o formă, eu știu, de arendare sau vedem ce modalitate găsim, va fi ușor să preluăm terenurile respective, forța de muncă există, avem nevoie de o sumă de bani pentru a porni investiția. Investiția, am studiat, nu este foarte mare. Cu circa 10.000 de lei poți înființa un hectar de cătină albă. O cultură de cătină albă, la 3 ani de zile, deja o dai pe... Adică poți intra pe profit. Am văzut niște exemple undeva prin zona Ardealului, cineva care a plecat a înființat 5 hectare în prima fază, al treilea an și-a recuperat cheltuielile și o ieșit cu un profit substanțial de a mai cumpărat câteva hectare de teren pe care le-am înființat cultura asta. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, eu cred că e o chestie bună. Eu acum fac un preambul, fac o prefață la proiectul trăriei cu care vreau să vin în fața dumneavoastră. O să merg cu un avocat, o să merg să văd cale legale, o să zic cu domnul secretar, să vedem cum putem face și eu zic că e un lucru bun. Ne rămân cu toți la treabă. Eu mă ofer să muncesc gratis, să merg, să discut cu cetățenii, să putem lua, să facem un contract de arendare cu cei de acolo. Am chiar discutat cu unii cetățeni care sunt dispuși să ne dea terenurile și putem aduce bani la bugetul local. Având în vedere că avem terenurile, deci putem găsi o modalitate propice de a avea terenul, lucrurile sunt într-o oarecare măsură rezolvate. Avem nevoie de bani cu care să demarăm investiția. Vom avea forță de muncă? Nu e așa de ușor să intri în posesia pământului, terenului. Ce vreau să vă spun? Dacă deja eu am venit numai cu prefața a ceea ce vreau să fac și deja începem să spunem exact cum am făcut cu proiectul de hotărâre vis-a-vis de a nu se plăti terenurile, pășunile, ce am venit băietul ăla când tot la fel mi s-a spus și bine că s-a mers prin nu și împotrivă până la sfârșit. Și nu cred că a fost un lucru bun. Pentru că l-am făcut pe cel mai mare crescător de ovine din Coțofănești. Mă refer la Praia, Cătălin. Băiatul ăla nu mai a avut pășuni. Adică a putut pășuna. Dar s-au pierdut niște bani. Au pierdut și el niște bani, subvenții pe care putea să ia pe pășuni.
a pierdut și OATU Coțofănești niște bani care puteau lua, fi luați prin redevență de la persoana respectivă. A pierdut din greșeala lui. Da. Semneze și n-a vrut. Doamne, știți cum e? Câteodată oamenii ăștia sunt infiltrați, eu știu, sunt impulsionați din niște aspecte negative. Doamne, e posibil. Și n-a vrut, l-a rugat. Da, noi trebuia să facem un efort mai mare, să-l convingem, băi băieți, hai să facem așa, așa, asta e calea cea bună. Adică e păcat. Știți cum, am văzut prin mass media că deja suntem destul de datori. Mă refer la statul român. Am văzut că Ministerul Finanțelor plătește 1 miliard numai dobânzi la datorii, la împrumuturi contractate. 1 miliard de lei. Pe viitor, să văd nori deasupra țării noastre. Bugetul de stat. S-ar putea să nu mai fie bani să spună, uite, nu mai puteți face aia, nu mai puteți face aia. Am citit un primar din județul Constanța, a făcut absolut, a atras niște investitori, bine, a avut și un relief și un mediu propice, adică e vorba de o comună unde sunt eoliene și unde sunt foarte mulți bani la bugetul. Dar omul ăla s-a dus când a auzit că ăștia vor să vină pe dealurile alea să pună eoliene, s-a dus după ei și a spus, veniți că vă dau, că vă fac, că vă... Îi acord niște facilități investitorului ca după aceea să poți să iei bani din taxe și impozitic. Așa e peste tot. Ca să-l atragi, să vină la tine, să poți face ceva. Faceți un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că peste un an, doi de zile, nu vom mai putea, nu mai vom avea de unde să luăm bani. De la Consiliul Județean o să spună, halt, nu mai am bani. Ce o să facem? Pe ce o să punem mâna? Nu o să putem pune mâna pe nimic. Până la urmă, nu o să avem bani, nu o să se ia salarii, eu știu. Dar nu-i totul stă numai în salarii. Ce o să spună cetățeanul? Haideți să facem ceva. Eu o să fac proiectul de hotărâre și o să vin cu el la ședința următoare. Decizia este la dumneavoastră. Atât deocamdată. Da, dați-mi numai 2 minute. Uite, eu am teren chiar în zona aia. Am 10-12 prăjiri. Am dat la Șerban, am fost băiat deștept. Că altfel, și așa, nici ăsta, când îl lucrează, când nu, am acolo pădure de salcă câmă. Important că îl produce pe el. E treaba lui, ce să-i fac la Șerban? Și acolo am avut vie puse după Revoluție, de mii, 10 președinte, vie, icona, anco, anana, sunt sfârșit. De ce am lăsat-o de puturoșenie? Nu, de puturoșenie. Pentru că mă fură, domn. Eu munceam și nu aveam ce culegi. Așa am bătit și eu, exact așa. Și uite, nu sunt unii cu care. Mi-a lăsat totul la primul. Da, sunt de acord să facem, te susțin. A cules-o mai bine decât mine. Dacă mă duceam să o culeg... Hai să vorbim pe rând. Problema e așa. Înființăm cultură, facem, îngrijim. Dom'le, cine o păzește? La costuri să ne gândim. Că nu mai e ce culegi. Aici e problema. Deci am făcut o referire din început. Dar o vin. Am făcut o referire la început. Avem forță de muncă. Deci avem forță de muncă în comună. Forță care nu prima avem. Nu avem. Păi nu avem. Haideți, uite, mi-a aruncat o minge la fileu. Și uite, eu să-ți dau un răspuns. Să nu te super, dar să nu te superi pe mine pentru că nu e un răspuns că aș avea ceva cu ce vinovați suntem și noi. Corect. Și vreau să deci pun accent că vorbesc la persoana întâi, plural, se spun noi. Da. Deși vina sunt parte în procente mai mici sau mai mari. Câte dosare de la legea 46 avem? Câți asistați social avem? Sunt peste 200 în momentul de față. Este inadmisibil ca într-o comună cu peste 200 de asistați social, să meargă vicele, șoferul de la primărie, polițistul local și un asistat social să toarni ciment și să repare asfaltul unde s-a reparat, unde a fost stricat asfaltul de cei de la firma de apă și lăsat așa. Este inadmisibil să văd șoferul de la primărie învârtind la beton într-o comună cu peste 200 de asistați social. Pentru că nu trebuia un asistat social cu studii superioare, nici măcar cu studii medic, nici măcar cu studii minime pentru a face treaba asta. Unde este vina, întreb eu? Unde este vina? Haideți să căutăm vinovatul. Haideți să vedem de ce. Eu
prin ceea ce fac acum, nu fac altceva decât să fac un apel la normalitate. Oameni buni, asta e normalitatea. Să facem, să muncim în folosul cetățeanului, să aducem bani, cei care le dăm ajutor social, beneficiarul ajutorului social, în legea PASE 16 foarte, scrie foarte clar că trebuie să prestezi în folosul comunității. Păi vă spun eu, sunt persoane care iau ajutor social, care au în jur de peste 48-50 de ani, care ar munci. Am discutat cu unele persoane, ar vrea, ar munci, ar face lucrul ăsta. Credeți-mă. Eu vă mai întreb, apropo de furat. De furat și de infracționalitate. Că iar mi-ați aruncat o minci la fileu aici. Eu vă mai spun o chestie. Vi se pare normal ca eu, cetățean al comunei Coțofănești, plătitor de taxe și impozite, mai târziu sau mai devreme, nu contează, dacă le vedeți mai târziu, plătesc penalități. Oameni buni, dau telefon la un polițist local de la primăria Coțofănești astă vară și spun așa: băi, vină pe drumul Boierescului cu mașina, că eu sunt la Lucernă în Cot și în Arcace am niște clienți care îmi fură Lucernă. Și îmi spune omul ăla următorul lucru: nu te supăra pe mine, vină cu mașina ta, zic, dacă ies cu mașina mea din capătul vie în șosea, mă văd și fug băieții aia. Și nu-i putem prinde, că fug pe la Boierescu și n-ai cum să-i prinzi. Deci nu pot veni, vină cu mașina poliției locale. Și știți ce spune? Îmi spune: nu pot să vin cu mașina poliției locale, că mașina poliției locale este la Tămășoaia, cu un polițist local care e liber astăzi și face un branșament la rețeaua de apă. Păi acum să nu vă supărați pe mine. Păi cum dracu să nu ducă hoțul ăla să furi? Am fost la Bogdana. Am făcut rachiu. Oameni buni. Au un Duster, o mașină de-asta nouă, un Logan nou, un Caddy, nu știu naiba, au o mașină albă. Și Caddy și Duster au. Așa. A poliției locale. Da. Deci n-am apucat să ajung undeva la biserica aia unde trebuie să faci stânga să mergi la cazanul de rachiu. Girofaruri. Am oprit. Am oprit, s-o dat jos. Mi-a zis cum îl cheamă, dar eu mă grăbeam, n-am reținut. Deschid geamul. Dom'le, ce transportați? Eram cu mașina mea, greutate, vin, prune ce aveam acolo, lemne. Ce transportați? Merg la cazanul de rachiu, uite, am... Dom'le, vreau să văd ce transportați. Deschideți portbagajul. Dom'le, hai deschid o ușă, că dacă deschideam portbagajul, cădeau lemnele jos, că erau puse acolo. Deschideți. Dom'le, vă dau cuvântul meu de onoare că asta mi s-a întâmplat. I-am dat buletinul, m-a notat în agendă, auto, numărul, proprietarul, ora, cu tare. Ce-o notat el acolo în agendă? Pe cuvântul meu de onoare, că vă spun drept. Aveam probleme cu pornirea. Mă, am plecat, aveam probleme cu pornirea, am dus, am descărcat asta și am tras mașina undeva la o troiță, în șosea, ca să pot să pornesc, dau drumul la vale, să o pornesc, când termin treaba la... Au venit alt polițist local. Nu știu dacă s-au schimbat, s-au vorbit între ei, mi-e greu să cred. Au venit și a întrebat-o cu ei mașina aici, a lăsat-o acolo, domnule, am blocat traficul. Deși era destul loc. Ei, oameni buni, acolo, într-adevăr, se face treabă. Avem o hotărâre de consiliu local. Vis-a-vis de accesul în câmp. Oameni buni, eu aș vrea să întreb, și de asta, uite, chiar o să vă rog că la fiecare ședință, doamne, să vină și șeful poliției locale să participe la ședința consiliului local. Pentru că sunt foarte multe probleme care sunt cât de competența dumneale. Am și uitat. M-am gândit la... Vă spun eu, accesul în câmp al cetățenilor. Așa, domnule, hotărârea consiliului. Domnule, întreb, fac o întrebare. Da, mulțumesc, domnule, da. Domnule, le-am amestecat. Să știți că se întâmplă oricui, nu-mi rușine să recunosc, se întâmplă oricui să uite ideea. Oameni buni, eu întreb un lucru. Avem un proces verbal, poliția locală are un proces verbal în care să... de contravenții, de infracțiuni, de vis-a-vis de o amendă, amenzile, domnule, pe care poliția locală poate să le dea. Domnule, poliția locală poate, la ce se întâmplă în comuna Coțofănești, poliția locală poate să se finanțeze singură. Da, vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am dat dintr-una într-alta, dar e vina vicelui că trebuia să fac mai bine tăcea din gură. Eu nu vreau să vorbesc decât din proiectul meu de hotărâre. Florinus diverse. Nu, dar deci, credeți-mă că nu vreau să fac un proces de intenții să acuz pe cineva. Am vorbit, repet, am vorbit la persoana întâi, plural. Am spus noi.
Da. Bun, haideți ca să, ca să închidem și ședința. Ar mai să o luăm pe rând. Ceea ce spuneți dumneavoastră că atragerea de investitori care să, să avem unde să ocupe forță muncă, să muncească, sunt totul de acord. Nu cred că cineva ar spune, nu, nu e bine. Amin, bun, nu e chiar așa de simplu ca să iei să treci, eu stau și mă gândesc cum trec drumul în domeniul public, dacă să iau fiecare parcel în parte și să-i fac cadastru. Acum o să spuneți, păi iară, să începeți cu nu se poate. Dar eu vă spun că se poate și să vedeți cum se poate. A, fiecare parcel, să-i faci ridicare topo, ridicare topo, scuze, să-i faci cadastru, să-i faci carte funciară și păi să vin în domeniul meu. Dar eu, dacă tot dumneavoastră sunteți așa de zeloși și vreți afaceri în comunal cu țofănești, nu că mă dau deoparte. Eu nici nu am voie să fac parte într-o societate, nici ca acționar și nici ca aia. Dumneavoastră Consiliul Local, luați hățurile în mână și țineți bine caie. Luați hotărârea, înființați, ocupați-vă de teren împreună cu domnul secretar, care este și secretarul Consiliului Local în numai primărie, și demarați afacerea. Consiliul Local. Aveți dreptul să luați împrumut credite. Aveți voie să deschideți afaceri, desfaceți-o. Eu, ca primar, mă delimitez de chestia asta. Așa vă spun și de ce. În primul rând, pentru că e chestie de durată foarte lungă, dar vă doresc succes. Aveți tot sprijinul meu, dar nu mă implic. Așa. Și o chestie în care cu profitul ăsta de care spuneți dumneavoastră, cu cătena albă, ai mai auzit și cu salcia energetică și cu multe chestii. Și eu mă interesez. Nu o să... până aștept să vină profitul, trebuie să justifici cheltuiala. Eu v-am spus, vă doresc succes, aveți tot sprijinul meu, dar nu mă implic. Adică, sprijinul în ce sens? Nu mă implic la conducere. Da? Ne-ați format o societate, luați un avocat, cum am spus mai înainte, dați drumul în continuare și face societate și uite așa o să vă mulțumească lumea și o să vă realeagă, vorbesc la general, nu la dumneavoastră, pe toată lumea așa, și o să vă realeagă că ați făcut un lucru bun. Eu vă doresc succes. În ceea ce privește de deschiderea... politico-electorală... Dar de ce o duceți în extrema politică? Dar nu e politică. Păi, doamne, ca să te aleagă cineva, trebuie să faci ceva normal. Mi se pare ceva firesc. Eu când m-am ales primar și ce-am făcut? Am făcut puntea între Bâlca și Coțofănești. Păi să vă spun, de-aia m-a ales lumea primar. Uite, vă dă uite, vreți să vă aleagă lumea? Eu nu s-am spus că n-ați făcut ceva. Păi da, eu, păi dumneavoastră a zis că dăm un electoraj. Păi ca să faci ceva, lumea trebuie să te aleagă, frate. Ca să te aleagă cineva, trebuie să faci ceva. Acum nu m-am merge, nu m-am domeniul populismului. La populism mă pricep și eu de dimineață până seara. Haideți să trecem la fapte, ceea ce ați dumneavoastră. Deci Consiliul Local, dați-i bătăi, dați-i bici. Eu o să fac faceți proiectul de hotărâre, dați-i bici. N-am nicio problemă. E, în ceea ce privește și cu poliția locală, eu vreau să spun și acolo, cu, în primul rând, cei care fac exces de zel, ori nu cunosc legea, nu mai spun a doua variantă, ori îți plea tâmpiță. Păi fiind dacă mă vrea să mă controlez în portbagaj, eu nu-i deschideam portbagaj. Corect. Aș fi serios. Corect. Mai urma să mă controlez în mașină ce geam am în geantă și ce mai am în portofel. Să văd câți bani am. Dacă pot, dacă rămân în pană, să-mi plătesc pana. Că fac ei excesul ăla de zel la Ștefan cel Mare, e problema lor. Că mai fac și ăștia ai mei exces de zel, iar e problema lor. Așa. Ei, vreau să vă spun că s-au dat și amei, s-au dat și dar dacă îl oprea pe Ciobin, nu știu cum să mai descurc ei cu excesul ăsta de zel. Sau pe Severin. A găsit dumneavoastră că ați fost înțelegător, i-ați deschis portbagajul, a căzut lemn de jos. A găsit dumneavoastră, dacă le găsea pe Severin Zăpăciobi, eu nu cred că mai face excesul de zel, sau cred că pleca în secundă, doi și probabil și cu vreo ușă ruptă. Totdeauna când faci un lucru, trebuie să uiți dacă te încadrezi în lege, dacă legea îți permite și dacă poți face lucrul ăla. Așa că să mai am și eu întreabă, să chem mâine 10 oameni să-i spun prășiți via lui Nea Costică că vreau eu cu-s primar, nu merge. Bun. Eu sunt de acord. La noi e o situație mai delicată și o spun și o repet. O situație în care avem problemele noastre, avem răii noștri, de ce nu spunem așa, și nu au reușit să-i potolească nici poliția. Că mulți au zis, domnule, primarul îi ține în brațe. Primarul, mă, oameni buni. Când au rupt salvarea aia smurdului, nu i-a ținut primarul în brațe, mă, frate. Mă, că au aruncat cu securile deasupra capului, exact ca în jungla sărbatică, când aruncai cu lasoul după animale, nu i-a învățat primarul, măi. Nu i-a învățat primarul să se bată între ei. Nici să-i fure geanta omului din mână, nici să-i fure strugurii.
Nu-i învață primar și nu-i țin în brațe, că nu eu fac dosare penale. Dosarele fac oamenii ăștia, care i-au stricat, le-a stricat murdul. A venit și a stat aici poliția două zile, mascați, jandarmi. Până jandarmi și așa mai departe, și le-au luat la bolovănii pe ăia. Îi învață primarul să facă așa ceva? Trebuie să fii tâmpit, să fii nebun. Ține primarul, a scăpat primarul, a scăpat frigile din mână. Băi, oameni buni, încă o dată și spun, cei care cunosc legea, băi, să unic dămbrețele, legea 215, să vedem care sunt atribuțiile și datorile primarului. Și pe aia discutăm ce face primarul și ce nu face. Puteți să mă trageți de mânică, cum a zis, că n-am asfaltat toate aia. Da, o să le asfaltăm. Dar nu trageți de mânică ce fură ăla, dă ăla cu toporul, că se bat și spar capetele, că provoacă violul sau tentativă de viol. Ce treaba mea cu asta, fraților? Păi atunci mă duc și fac ăsta și mai fac nimic la primărie. Sau acasă, mai fac nici asta. Fac... Nu, adică trebuie să vedem. Stai. Ai văzut că eu nu m-am trebuit. Asta, bă, n-ați terminat. Dar deja ați dus discuția într-un loc unde eu n-am pus să duc. Păi de ce nu? Păi da, trebuie să... Nu, eu nu am spus la dumneavoastră ceva. Eu am spus că noi, repet... Păi, nu, dar dumneavoastră ați vrut să scoateți în evidență niște... Eu am spus, la primul punct v-am răspuns. Faceți societatea. Păi, dar asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să vă disculpați acum. Dar nu mă disculp, domnule. Păi știți cum e proverbul ăla? Dar nu disculp. Haideți să ascultați acolo unde trebuie. Articolul ăla care spune că primarul veghează la ordinea liniștea aici. Da, și explicați-i... Ați făcut studii juridice. Explicați ce înseamnă veghează. Domnul primar, stă și vedea domnul din loc. Haideți, iar duceți discuția în derizoriu. Ați făcut studii juridice și știți că lucrurile astea se pot interpreta la multe feluri. Păi eu asta vreau interpretarea. Păi care-i problema? Dar nu sunt obligat să vă interpretez la astea lucrurile astea. Dar vă răspund la ce ați spus dumneavoastră. Iar apropo de infracționalitate, dacă chiar vreți, n-aș fi vrut să spun lucrul ăsta. Hățurile alea care spuneți vreau să le luăm noi pentru a influența. Eu sunt de acord, da. Consiliul local, eu nici Consiliul local m-am adresat și dumneavoastră sunteți prezent aici. Dumneavoastră puteați nici să nu fiți prezent. Cum să fiu? Puteați nici să nu fiți prezent la discuții pe care le-am făcut. Deci nu. Am spus eu așa ceva? Da. Depinde de context. Da, nu știu. Păi da, nu mai mi-amintesc. Vă dați seama, dar... Dar hățurile vis-a-vis de infracționalitate au fost scăpate de mult. Hățurile vis-a-vis de infracționalitate au fost scăpate atunci când stătea poliția locală la bâlca la brigadă și nu aveau voie să-l oprească pe ăla sau dacă îl opreau pe ăla nu putea să-i facă la nimic până nu dădea telefon să informeze. Atunci când plop li lua bonurile ăștia și atunci s-au scăpat hățurile, dacă vreți să vă spun și eu. Da, domnule. În opinia dumneavoastră. În opinia dumneavoastră. E opinia mea. Este certitudinea mea, nu opinia mea. Bine, domnule. De acord, dar nu e ridicat să nu ne la dar nu e, dar eu vândut domnul Plou, ai un bon eliberat de domnul primar prin care să... Da, domnule, da, am dat, domnule, am voie. În baza cărei legi eliberați noastră bonul de transport pentru material lemnos? Domnule, vedeți că iar vorbim niște prostii? Am dat eu bon de transport? Păi da, pentru ce era bonul ăla? Domnule, bonul de transport? Dar pentru ce era? Domnule, pentru ce era bonul de transport? Și un bon dat de primar? Deci ați venit la opinia mea că se poate interpreta? Nu la opinia, la părerea dumneavoastră. Păi nu. Îmi pare rău că a ajuns la discuția asta. N-aș fi vrut să ajung aici. Dumneavoastră, dați într-un populism așa de ieftin. Nu, domnule. Eu n-am nevoie. N-am nevoie de populism. Eu nu candidez, domnule, la primăria Coțofănești. Domnul, voi cu ce? Eu nu candidez la primăria Coțofănești. Și nici nu vreau să pun primar pe nimeni. Când e populism de 2 bani, ieftin. Nu e adevărat. Așa-l vedeți dumneavoastră. Așa-l vedeți dumneavoastră. Absolut. Le vedeți? Să dați într-un timp. Da. Păcat că am ajuns aici. Așa credeți. Că țineți cu comunitate și face și... Dar de-aia suntem trimiși aici, domnule. De-aia suntem trimiși. Dar vedeți că nu puteți face nimic. De ce mai veniți, domnule? Eu m-aș cere afară. De cum vă întâlnesc? Da, este interesant. Da, nu interesant? Da. Trebuia să vă cereți afară când ați făcut și alt drumuri alea, șoselele le-ați înălțat cu un metru, când nu v-a interesat cum le faceți. Când apa asta s-a făcut materiale proaste să strică din două, atunci trebuia, domnule, să... Să vă aleagă, domnule, că nu mă deranjează. Să vă aleagă. Oamenii mai și grecesc. Da, da. Așa, vedeți? Dumnezeu. Așa, dar nu dăm un populism. Nu dăm, domnule, nu dăm. Domnule, de populism au nevoie cei care vor candida la primărie, domnule. Dumneavoastră discutați prin lege tot întotdeauna. Dar eu văd asta. Am nicio... Da, bine. Vă mulțumesc că mă lăsați. Vă mulțumesc pentru favoarea. Adică accept să...
Vă lăsați, da, da. Președintele vă lăsați, nu știu. Păcat că s-a împărit doar aici. Ce păcat? Că s-a ajuns la discuție. Întotdeauna o deschideți și după aia spuneți că e păcat. Nu mai deschideți dacă tot e păcat. La domnul Ivancescu. Voiam să vorbesc eu referitor la proiectul de hotărâre care vrea să-l facă domnul Voicu. În legătură cu proiectul ăsta de hotărâre, eu aș vrea, dacă îl faceți, a zis că săptămâna... La ședință vină. La decembrie. Acolo să le arătați exact care e sursa de finanțare, deci cum se poate finanța proiectul ăsta de hotărâre, studiul de fezabilitate și să faceți un plan concret pentru paza culturii respective. Vedem cum se poate realiza. Cu cei de la 416. Cum se poate realiza? Pentru că condițiile actuale nu se poate realiza. Noi am făcut aici un grafic în care să fie antrenați și consilierii comune și cetățeni și asta și au venit vreo doi consilieri, după n-a mai venit niciunul. Eu când vorbesc de populism, n-a mai venit niciunul. Și nu s-a mai făcut niciun fel de pază a culturilor. Fiecare și-a păzit pe cum propriu. Eu vreau să vă spun că eu culturile mele mi le-am păsit și nici singur și anul ăsta mie nu mi-a furat un ștulete. Nu mi-a furat un ștulete, nu mi-a furat lucer, nu mi-a furat, dar eu mi-am păsit singur. Fără să cer ajutor la nimeni. Dar în situația asta trebuie de făcut un plan bine pus la punct care să fie realizabil. Al inter nu se poate. Pentru că, privind atragerea și mă refer acum și la proiectul de incluziune a romilor în rândul cetățenilor comune și ce spuneați dumneavoastră mai înainte, noi să-i consiliem, să discutăm cu romii, sunt probleme foarte importante și probleme care datează de zeci de ani de zile. Eu, în profesia pe care am făcut-o până acum în Comuna Coțofănești, am lucrat tot timpul cu cetățenii romi. Și nu mai mult decât acum 2 ani, cunoașteți dumneavoastră, de proiectul ăla care a fost realizat până la capăt de școala Coțofănești, să le acordăm a doua șansă să facă deci, cursuri de calificare în diverse domenii și au fost aduși deci romii la școală, au venit de bunăvoie când au auzit că le se dă mâncare, când au auzit că le se dă bani, așa că la urmă au primit și bani, au primit și mâncare și când veneau la școală, păi da, dăm și pentru aia de acasă mâncare, pentru că trebuie să le duc și lor și când la urmă, când o parte din ei au primit bani și alții nu, au zis, păi da, că au venit și au făcut scandal și la primărie aici, că de ce nu le-a dat lor bani? Păi nu le-au dat că n-au mai mers. Dar ei pentru asta veneau, să li se dea bani și mâncare. În rest, nimic. Pentru muncă nu vor. Parte din ea obținu care. Nu vor să muncească, nu vor să învețe, nu vor să se integreze. Noi foarte greu am reușit să integrăm o parte din ei. Uitați cum sunt din rândul lor, cum este, de exemplu, eu i-am mai dat de exemplu pe asta, pe Gheorghiță Gaman și pe Calop, Ioniță Lazar. Dom'le, eu într-un fel, vă spun, eu sunt prieten cu țiganul ăsta, cu Ioniță Lazar. Dom'le, dar un băiat corect, un băiat deosebit. Și frațul, și Lucian, un băiat corect, cinstit. Eu le-am mai dat câte unele altă, a zis că nu pot acum să-ți dau bani, o să-ți dau peste o lună, două. Dar am avut și servicii buni în trecut. Au venit la poartă și mi-a zis, uite, dom'le, n-am putut să aduc tot acum, dar să mai aduc. Și s-au achitat de mine. Dar niște oameni care s-au integrat și se poartă ca niște români. De asta spun și cu ceilalți. Noi avem foarte multă muncă de făcut cu aceștia privind consilierea lor. Asta e. Dar ei nu, majoritatea nu vor să asculte, nu vor să muncească. Au trei activități pe care le desfășoară. Deci să fure, să cerșească și să înșele. Majoritatea asta fac. Și noi aici, în direcția asta, noi trebuie să acționăm mai mult, mai hotărât și toți. Și toți să discutăm așa, de la om la om cu ei, la școală. Noi, cel puțin, uitați, nu mai reușim să-i aducem la școală.
Dar s-a făcut o acțiune acum două săptămâni. Vă dau asta un exemplu. Ultima. Așa, ultima acțiune care s-a făcut. Așa, tot nu am reușit să-i aducem la școală. Au mai mers diriginții, nu? Hai în colaborare cu primăria. Am luat pe doamna Tatiana, au mers diriginții acolo cu directorul școlii, uite, cu Tărescu, cu Tărescu nu vin la școală, hai să vin la școală. Urmarea acțiunii astea a fost ca a doua zi, n-au mai venit niciunul la școală din clasa respectivă. I-a speriat și bă, da, s-au speriat așa de rău, n-au mai venit rău. Deci, vedeți? Și ce am zis noi? Hai ca să-i lămurim, dar nu, că nu ne-am dus ca să-i speriem, să-i lămurim, să-i aduce. Dar nu e greu, de nu vedeți, însuși statul român, că nu am ridicat. Și statul român e statul român, deci nu poate veni. Nu vine cu o lege în care să spună, bă, fraților, acum am înțeles, alocația e de stat și e dreptul copilului, bun. Dar sunt anumite lucruri la care se poate umbla. Bă, nene, vrei bani să-ți dea statul român, ai și tu obligația să-ți aduci copilul obligatoriu la școală. Dacă nu a doua zi vine poliția la tine și îți dă o amendă de 20 de milioane, îți taie copilul ăla de la, sau te taie pe tine. Așa, de la ajutor social, așa. Adică se poate veni cu niște pârghe ca să ai tu o clasă în care să nu vină un elev la cursuri. Păi, în ce țară trăim, fraților? Dacă așa se vrea, și nu că vor guvernanții noștri, haideți să fim serioși, că noi nu suntem conduși, eu spun cu toată responsabilitatea. Noi nu suntem, eu n-am fost pro-european niciodată, nu știu nici acum, poate să mă asculte o țară întreagă. Eu n-am fost pro-european. Nu sunt, domnule, pro-european. Eu n-am nicio problemă. Așa. Pentru că Europa ne-a adus numai cei răi în țara asta. Mie, eu personal simt numai lucrurile rele. Nu se drogau oamenii înainte, acum se drogează. Nu îți dădea în cablă când ieșai pe stradă la ora 8 seara. Scuzați. Nu... Așa. Nu ți era frică să stai seara în casă, nu ți era frică să ieși în trafic, să iese ăla din mașina aia la altă, să te dă cu capul de portier. Aveai serviciu, erai angajat, nu ți era... Domnule, o dată, repet, eu n-am fost membru de Partid Comunist niciodată. Mie îmi pare rău de timpurile apuse. Poate să mă consideri alții cum retrograd, cum vor să mă catalogueze. Au, e dreptul lor și aia. Dar și dreptul meu să spun ceea ce gândesc. Păi nu mai murea acum, vă spun, nu mai murea sau oameni de cancer. Coțofănești, nu știu, de doi oameni care au murit, de când am întâlnit Coțofănești. După 90 încoace, cam la vreo 5-6 ani, acum, dacă la 3 case, nu, la 4 e un bolnav de cancer. Ferească Dumnezeu. Așa. Păi ce ne-a adus nouă Europa? Că tu nu poți să te comanzi în țara ta să faci legile justiției, cum vrei tu, parlamentul. Acolo e păi vedeți! Acolo-i, nu, domnule, dar de ce? Bă, bune, rele, uite ca polonezii. Păi da, na, aveți dumneavoastră. Polonezii s-au dezvoltat cu Uniunea Europeană. Nu, nu, vă spun de polonezii, știți? Polonezii, știți? Nu cu bani europeni. Dar nu, lăsați, nu, stați un pic. Ba da, cu bani europeni, dar au făcut ce au vrut ei. Eu știu și istoria Poloniei de după Revoluție. Dar polonezii n-au avut conducători cum am avut noi care să facem mâine. Ei, polonezii la ora actuală sunt văzut mai rău decât Uniunea Europeană, pentru că n-a ascultat Uniunea Europeană. Au luat bani la Uniunea Europeană și au făcut ce au dorit ei, nu le-au comandat. Și-au modificat legile justiției, de fapt ca și Ungaria, fără să dea raportul la poziția de drept Uniunii Europene, știți? Ne-a dat voie să modificăm articolul ăla, așa, și-a făcut doamne, adică o națiune demnă.